Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit la un nou episod de minutul de conștientizare. Numele meu este Alexandra Mihărtescu pentru cei care uh, poate nu mă cunosc și nu m-am prezentat foarte foarte des, dar uh, mulți dintre voi mă știți prin Alexa Event. Trecem astăzi la următorul episod, la următoarea vibrație interioară, vibrația 3. Vă anunț că avem nouă vibrații, nouă cifre uh, și atunci, uh, practic, nouă episoade. Așadar, cei care sunt născuți în ziua de 3, 12, 21 sau 30. Din aspectul acesta relațional, ei caută socializarea și atunci sunt persoane care sunt in player și le place efectiv să fie în grupuri, grupuri de la grupuri mai mici la grupuri mai mari, dacă nu au alte frici. Ei sunt destul de copilăroși și vor să vadă lucrurile și relațiile într-un mod de joacă, sunt o cifră de aer, Uh, uite, 1 este o cifră de foc, 2 este o cifră de apă. Apropo că am discutat despre 1 și 2, dar 3 este o cifră de aer, e mai visător, așa, are tot felul de vise, e mai copilăros, e mai curios. Uh, așadar, dacă ești într-o relație cu vibrația interioară, 3 alimentează-i curiozitatea, dar nu atât de mult încât uh, să-l, uh, nu știu, epuizezi, pentru că cea mai mare pedeapsa unui 1-3 este să-i spui lască, zic eu ceva mâine. Da? Aici este o crimă și o pedeapsă în același timp pentru simplu fapt că treiu, fiind curios din fire, până mâine o să consume 70.000 de scenarii despre ce ai putea tu să-i spui, oricât de banal ar fi, nu contează, va rămâne acolo într-o oarecare tensiune, da? Și poate chiar uh, să devină mai nemulțumit și mai irascibil și mai, nu știu, așa, mai ciufuțel pentru simplu fapt că uh, nu știe despre ce este vorba, da? Adică, haideți uh, cu cei care sunt cu vibrație 3, ok, stârniți-le curiozitatea, dar nu-i lăsați acolo să moară de curiozitate pentru că atunci puteți cumva să tensionați relația cu ei și uh, lucrurile nu neapărat să ducă în direcția pe care voi vă doriți da Păstrați acea cea latură mai copilăroasă, mai jucăușă, mai jovială, pentru că treiului îi place să aibă relații în care să simtă că trăiește, pentru că el își ia, se alimentează din bucuria asta de a trăi. E mai glumez de fel poate să facă diverse poante, nu neapărat toate, nu știu, foarte bine gustate, da, dar um, cu siguranță are tendința de a fi mai glumeți și nu o luați acum în nume personal sau în nume de rău în momentul în care poate face o glumă mai neinspirată. Dacă s-au dus în latura negativă, atunci într-adevăr sunt niște... Um, Copii răzgăiați care și-au jucăriile și pleacă acasă, dacă am putea să spunem așa, poate chiar din contră, necomunicativ, în latura negativă 3 este necomunicativ și să vă fie foarte greu să discutați cu el până când nu-i trece supărarea, ca să zicem așa. Dar acum vestea bună că la 3 supărarea nu ține mult. Și puteți să-l atrageți în, în a discuta printr-un. Printr-o ruptură de ritm, să zicem așa, dacă sunteți într-o sarcină sau într-un proiect pur și simplu duceți-l undeva unde să se relaxeze, unde să se distreze, unde poate să se joace, să viseze, nu știu, scoateți-l la un film, uh, habar n-am, uh, jucați un joc care îi place sau mergeți într-o călătorie că îi place să cunoască, să descopere și așa mai departe. Da? Dar uh, acum, na, uneori sunt copilăroși și asta e, mai au momente când vor să-și ia jucăriile și să plece acasă, dar dacă voi sunteți, de exemplu, mai serioși, uh, lor nu prea le. -a. Place, da? Adică, nu că n-ar putea să fie și ei serioși, dar pe termen lung au tendința să se plictisească, oricum se plictisească destul de repede, prin urmare, relațiile cu vibrații interioară 3 necesită să fie mai, cum să zic așa, interesante. Mai, n-aș spune schimbătoare, că nu e cazul, dar mai incitante, mai ales că 3 e destul de mental, așa, acolo în visele lui, dar mentalizează foarte mult. Și atunci, poate o să abordăm în alte episoade modul în care relația de cuplu și fiecare din aspectul ăsta, poate chiar sexual și nu numai, în funcție de vibrația interioară, cum să ne îmbunătățim relațiile de cuplu, de parteneri și în aspectele sexuale. Da? Pentru că fiecare vibrație interioară face dragoste diferit și atunci ar fi foarte interesant de văzut și acest aspect. Bun, dar până atunci rămâne să ne vedem la un următor episod, rămâne să vă uitați dacă cei cu care colaborați au această vibrație 3, cum anume se comportă, dați-le informații, dați-le cunoaștere, dați-le posibilitatea de autocunoaștere și creați-le un mediu relaxant, jucăuș și de socializare. Și atunci, cu siguranță veți avea niște oameni... Suficient de productiv, cu idei foarte multe, cu soluții foarte multe, uh, și care vor aduce o stare de bine și o bucurie și celorlalți. Până data viitoare, spor la conștientizări, bineînțeles.